1600 de aprecieri, sute de postări, 10 mame, mai mult de 10 mame care au beneficiat de serviciile școlii mamelor care trăiesc intenționat. Toate acestea nu-mi spun decât că a fost și este o inițiativă care a atins inimile nu doar a mamelor, cât și a multor altor persoane care s-au regăsit în acest concept a unei școli pentru mame. Cu siguranță v-ați gândit, v-ați regăsit în simpla mea intenție atunci când am creat această școală și anume în faptul că când m-am trezit mamă, pur și simplu vedeam că nu am instrumentele necesare sau instrucțiunile necesare, mai bine spus, pentru a folosi acele instrumente care să mă ajute să fac față nou, noului meu rol, acela de mamă. Um, dar pentru că sunt o iubitoare a dezvoltării personale, am, am descoperit în mine această atitudine, această abordare a maternității ca o școală de la care pot eu să învăț să fiu o mamă bună, dar și un om mai bine pregătit, un om mai echilibrat, un om, un om cu adevărat sănătos mental. Așa că conceptul acesta este unul de suflet și mă bucur foarte mult că s-au găsit atât de multe persoane în ele, în, în el, asta, asta semnifică faptul că cu adevărat ați rezonat și voi în această, acest. să spunem, oarecum, întuneric, nu? Pentru că un necunoscut e un întuneric atunci când, când, îl, când ne întâlnim cu el. Și am simțit că prin această școală pot face ceva lumină, să spun, cu ajutorul cunoștințelor mele, expunând experiențele mele și învățând încet, încet lucruri care să le ajute și pe alte mame. Și exact așa s-a întâmplat. În Între timp, am devenit și psiholog oficial și mi-am creat, pornind de la școala mamelor, încă o autostradă, să spun așa, ca să ajung și la alt tip de persoane uh, uh, prin pagina Ioana Pavel, Psychologist and Soul Coach. A soul Coach a fost la început în Love Coach. M-am gândit că este o variantă mai bună pentru că tot despre dragoste sunt foarte multe situații cu care oamenii vin spre mine și despre care mă întreabă. Totul e despre iubire până la urmă, nu? Chiar și școala aceasta. Cum să iubim, cum să ne iubim pe noi, cum să iubim pe copiii noștri care sunt limbajele de iubire, cum să ne transformăm până la urmă. Asta este esența școlii mamelor și mă bucur foarte mult că suntem un număr atât de mare. De aceea vă invit la întâlnirea de un an de la crearea acestui concept pe 19 iunie, când este și ziua mea de naștere. Va fi întâlnire pe Zoom. Eu cred că o oră jumătate, două ar fi suficient. Acum depinde și câte multe ne înscriem, dar așa am gândit întâlnirea. Costul nu există, este accesul gratuit. Însă dacă doriți să oferiți o donație pentru multe lucruri care sunt nevoie, așa cum știți, pentru orice, orice școală, orice concept, site, internet, informare și multe alte investiții. Sunteți bineveniți să oferiți orice sumă într-un cont pe care vi-l voi da la momentul respectiv, dacă doriți. Oricum, voi, voi lăsa și un link unde puteți să, să vedeți mai multe detalii despre eveniment m-am um, mai gândit să vă spun uh, câteva subiecte. Uh, de fapt, sunt trei subiecte mari și dar e ok dacă ne abatem puțin de la ele. Ele sunt doar așa ca niște repere în jurul cărora vreau să se desfășoare discuțiile noastre. Uh, primul ar fi câteva lecții după pandemie. Știți că v-am spus asta, urma să avem și un webinar la un moment dat despre asta, dar uite că o să-l să, -l, o să -l avem acum. Am trecut după, peste o pandemie, pentru unii a fost o traumă, pentru alții a fost un șoc. Fa în fața acestui șoc, fiecare a făcut față mai bine sau mai puțin bine. Depinde foarte mult de reziliența și de, de felul în care a înțeles fiecare, eu asta cred, această pauză, să spunem. Da? Abia aștept să vă spun și cum am reacționat eu... Nu a fost prea bine la început și pe urmă am integrat experiența și chiar acum, dacă trag linie, după cele două luni de pandemie, pot spune că sunt mult mai echilibrată, mult mai conectată cu copiii mei și restul vă spun atunci că deja am intrat în subiect. Al doilea subiect este uh, lucrurile neplăcute pe care cred că le-am transmis copiilor. Este un subiect mai delicat. Dar tocmai pentru că suntem o școală în care ne adunăm mame sincere cu noi, mame, mame um, care doresc să învețe. Da? De aceea e, facem așa și un mic, uh, un mic grup de suport integrat în această întâlnire, în care vreau să povestim care sunt acele lucruri pe care cred că le-am transmis cumva greșit și poate cum pot să fac să. Um, să repar cumva sau să transmit altceva, da? Vă spun lucrurile astea pentru că v-aș ruga să vă notați niște idei, da? Vom avea cam 5 minute per persoană, deci cred că va fi ok să ne spunem fiecare um, părerile noastre despre abia aștept să văd ce ați găsit voi, um, cât de singere puteți fi cu voi, ce ce calitativă e introspecția pe care vă, 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 o să vă faceți și cât curaj aveți să veniți în fața altor mame și să vă spuneți acest lucru. Este foarte terapeutic. Vă spun, este foarte important dacă voi vă recunoașteți și față de altă persoană. Și oricum aici suntem doar acele mămici care avem cumva valori comune, nu? Nu suntem să ne judecăm, nu suntem să punem etichete, suntem efectiv cu dorința de a ne conecta, de a ne cunoaște și eventual de a, ne, de a ne inspira, da? Și nu știi, atenție, nu știi uh, ce din ceea ce spui tu poate inspira pe celălalt. Deci, pur și simplu fi tu însuți, ok? Și fi acolo. Uh, și al treilea subiect ar fi practici pe care le facem zilnic ca să devenim sau să fim sau să ne păstrăm echilibrul și sănătatea mentală. Astea fi cele trei subiecte în jurul cărora aș vrea să se desfășoare discuțiile noastre. Vă rog, veniți, va fi energie, va fi conectare, va fi informații, da? Și va fi cumva un plus de valoare pe care îl dăm împreună școlii mamelor care trăiesc intenționat. Vă aștept cu mult, mult, mult drag și curiozitate. Pe curând!